Primul prim-secretar al județului Alba, George Homoștean, a marcat dezvoltarea economică atât al municipiului Alba Iulia, cât și a celorlalte orașe din județ. Prezent la Alba Iulia, cu ocazia sărbătoririi a 45 de ani de la înființarea județului Alba, la respectabila vârstă de 90 de ani, George Homoștean a demonstrat, pe lângă luciditate și vitalitate, demnitatea unui adevărat om de stat. Într-un interviu acordat pentru Alba TV, George Homoștean a vorbit despre problemele și necesitățile de atunci ale județului proaspăt înființat, precum și contribuția unică pe care a adus-o la dezvoltarea acestuia. Dacă la înființarea județului Alba Iulia avea 19.000 de locuitori, 10 ani mai târziu, datorită locurilor de muncă și condițiilor de viață create, municipiul a ajuns la 60.000 de locuitori. Cel mai important lucru a fost întâi să stabilizăm instituțiile județelor care nu aveau sedii. Regiunea a fost într-o clădire mică de câteva camere, județul, nu regiunea, câteva camere. Nu avem un hotel în Alba Iulia, s-a construit hotelul Transilvania, hotelul de la parc și în continuare cel din cetate și altele care sunt. N-am avut apă decât 19 litri pe secundă și am făcut o forare la marginea Mureșului și am dus la 60 de litri. Pe urmă, conducta de 1000 care vine din Carpați, din Munții Sebeșului. Ne-am sudat în muncă în primul an, să vă spun ca o anecdotă. Făceam ședință și oamenii se uitau unul la altul care din ce zonă vine, că nu se cunoșteau niciunul. Urmă, dezvoltare economică, s-a făcut numai în Alba fabrica de utilaje, turnătoria, sculăria, s-a dezvoltat Ardeleana, s-a dezvoltat multe întreprinderi. Vreau să vă spun că județul Alba avea, Alba Iulia avea 19.000 de locuitori și când am plecat eu avea 60.000 după 11 ani. Primul șef al județului Alba s-a bucurat la auzul veștii că Alba Iulia ar putea deveni capitală de regiune și a declarat că municipiul merită această importantă distinție. În ce privește județul, eu mă bucur mult că e prevăzut să fie capitală de regiune, dar le-am și rugat să mai lasă 2-3%, să vedem, să fie loc și pentru altceva. Ar fi o minune să fie județ, merită orașul Unirii. Fostul președinte al Consiliului Județean s-a declarat mulțumit de actuala conducere a județului, dar a precizat lipsa banilor ca fiind o problemă, precum și rata șomajului ridicată peste media pe țară. Ce s-a făcut și în orașul în Alba Iulia și până munții la Arieșeni și asfalturi pe multe comune, e o realizare bună din punctul de vedere, dar nu prea au bani totdeauna. Și nu sunt, și pe urmă nu sunt locuri de muncă, șomajul nu e prea mic în județ, că e dintre județele cu șomaj mai mare ca în altă parte, ca media pe țară. Dar asta e situația. George Homoștean, primul președinte al echivalentului de atunci al Consiliului Județean Alba între 1968 și 1978, a mai ocupat și funcția de ministru de interne în guvernele Ilie Verdeț și Constantin Dăscălescu. Din anii 80, iar la Revoluție, acesta era ambasador al României în Republica Cehoslovacia.